Astăzi în țară au fost confirmate 1499 de cazuri noi de COVID-19. În prezent, în spitale sunt internați aproximativ 3800 de pacienți infectați cu noul coronavirus, din care 294 sunt în stare gravă. Au fost înregistrate și 18 decese, printre victime fiind și un medic de familie de la Centrul de Sănătate din Briceni. Până acum, noul coronavirus a răpus 57 de lucrători medicali. Ministerul Sănătății mai anunță că, la ora actuală, acasă, cu forme ușoare de COVID-19, se tratează 5368 de persoane, iar peste 29.000 de moldoveni sunt sub supravegherea medicilor la domiciliu. De asemenea, azi 564 de moldoveni s-au vindecat, iar cifra celor tratați a trecut de peste 96.000.